Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascapers, sunt Flaviu. Un moment pe care l-am așteptat, cel puțin eu, de foarte mult timp și probabil și voi. Momentul să vă prezint absolut toate acvariile de pe Rastel, toate acvariile din casa mea, să fac așa cumva un tur al casei. Voi trece în revistă fiecare acvariu și vă voi spune ce viețuitoare am, ce locuitori am în fiecare. Va fi și un mic giveaway, așa că merită să rămâneți atenți până la sfârșit. Nu am doar cele 7 acvarii pe care voi le vedeți în fiecare video, am acvarii și acolo sus. Am chiar și pe birou, acolo la geam, un acvariu. Aici amenajez de fiecare dată când fac un acvariu nou. Îi pun o bombă cu drojdie și zahăr cât să pornească bine, după care uneori îl las fără adiție de dioxid de carbon, alteori îl cuplez acolo la dioxid de carbon de la butelie. Cât e proaspăt acvariu, beneficiază și de lumină din asta foarte bună de la C2 RGB, după care mut pe locul destinat. De exemplu, acesta va veni aici sus pe rastel, ca să completăm rastelul, dar numai când este matur și am certitudinea că e tot ok, că nu mai trebuie să fac schimburi de apă și că se poate muta pe rastel. După cum vedeți, mai am aici câteva experimente cu niște mos pe care îl înmulțesc și niște gazon. Probabil că ați văzut acele videouri cu înmulțirea gazonului și al mosului, dar va urma și partea a doua, o versiune mult mai profi de înmulțirea lor. Tot felul de proiecte, nici nu am timp să le filmez pe toate și să le editez. Am aici material pentru următorul video despre reactoarele astea de dioxid de carbon, dar toate la momentul potrivit. Acum voi trece în revistă acvariile pe care le am în cameră, rând pe rând pe fiecare. La sfârșit vom discuta și despre giveaway, așa că să-i dăm drumul să facem turul camerei. Ce am uitat să vă spun, nu toate aceste proiecte au fost postate pe canalul românesc, unele au fost postate doar pe canalul internațional, altele au fost și pe cel românesc, adică video cu acvariile respective. Acesta, de exemplu, n-a fost postat deloc și nici cel de pe birou, așa că nu o să vi le prezint, o să vorbesc despre ele, dar o să le blurez puțin ca să nu strict surpriza, să nu facem spoiler. Vă prezint doar cele care, cel puțin pe canalul internațional, au fost postate. Vă las linkul și cu canalul internațional. Acolo vorbesc în engleză și este doar subtitrare în limba română, însă este și acolo conținut interesant. Vi-l recomand. Voi începe de jos în sus prezentarea bazinelor. Rastelul are 101 cm lățime. Asta este dimensiunea exterioară a rastelului. Compartimentarea în funcție de nevoie. De exemplu, aici sunt două acvarii de 36 de cm și un mic cub de 20 de cm. Am folosit aceste separatoare pentru a susține placa de deasupra. Bineînțeles că fără ele ar fi fost mult mai estetic, dar a trebuit să mă încadrez și în buget. Nu am putut să fac din metal acest rastel. Primul acvariu, acvariu brazilian, a fost uns ieri. Am în el 7 Rasbora maculata, 1 sau 2 Otocinculus și destul de mult creveți albaștri. Vedeți că este și crevetele acesta care are ouă. Momentan filtrul este oprit, dar am un Eden 501 aici. Este destul de ciufulit pentru că a fost foarte, foarte recent uns. Cam așa arată acum, doar bucefalandrile sunt falnice, dar pe măsură ce o să-și dea drumul din nou și plantele stem, se face roșu pe spate frumos, exact ca în video de prezentare al bazinului. Cine a văzut acel video, bine, dacă nu o să vi las oricum în descriere. Este un bazin cu CO2, dar nu foarte mult. Momentan am oprit și adiția de dioxid de carbon pentru că face sunet și să fie ok calitatea sunetului, să nu avem zgomot de fond. Aș fi vrut să hrănesc creveții ca să vedeți cât de mult sunt, că sunt foarte, foarte mult, dar n-am avut inspirația să fac treaba asta. Trecem la următorul bazin. Este un bazin fără adiție de dioxid de carbon. Acum stă aici difuzorul acesta care e conectat la bomba cu drojdie și cu zahăr, dar de cel
puțin două luni de zile nu am mai refăcut-o. Ca dovadă că am și BBA. Inițial a fost fără filtru, dar pe măsură ce au crescut acești Razbora Galaxy, a fost nevoie să pun și un filtru. Destul de mulți, probabil că este suprapopulat, urmează să scot afară toți Razbora și să las doar creveții, dar încă merge destul de bine și nu am probleme. Hrănesc destul de mult, iar ce rămâne merge la creveți. Vedeți că am, cred că, vreo 15 razbora. Oricum, la dimensiunea asta, deja mănâncă pui de creveți, așa că neapărat trebuie să-i prind și să-i mut. Urmează următorul bazin, un acvariu în stil nature, în care am, cred că, vreo 50-400 de creveți, din aceștia simpli RCS. Aici s-a întâmplat accidentul acela că mi-au murit foarte mulți creveți, vreo 60% dintre ei, însă între timp s-au înmulțit foarte bine înapoi și nu mai avem probleme. Pe lângă creveți am avut 3 Amber Theta, 3 Razbora SP și 3 Galaxy, însă văd că fie au mai murit, fie au mai sărit afară din acvariu, eu știu, nu știu ce s-o fi întâmplat cu ei, mai stau și ascunși. Cam asta a fost populația, 9 pești într-un acvariu de 36 cm, însă o mulțime de creveți care contribuie la încărcătura biologică vis-a-vis de video precedent. Să văd de unde pot să vă arăt creveții, sunt chiar foarte mulți. Mănâncă aici biofilmul care se acumulează pe plante și pe lemne. Am un filtru cascadă, având fundal negru, am putut să folosesc un filtru negru. Am un singur skimmer pentru toate aceste 10 acvarii, că practic sunt 10, acum că am finalizat și acvariul de pe birou. Așa este gândit rastelul, să mă încapă 10 bazine și dimineața îl poziționez pe acvariul la care este mai mult biofilm, îl mut de la un acvariu la altul, de obicei mai mult de 1-2 acvarii nu necesită skimmer. Facem postul acel skimmer Iheim, îl mut, să zicem, îl pun prea la ăsta, după aceea la acvariul de lângă, acvariul olandez, de vreo 80 ceva de litri, 60x35x35, am vreo 20 de neon și tot așa am niște creveți RCS. Nu voi insista foarte mult cu acest acvariu pentru că urmează un video și despre el, dar nici nu este un proiect din acesta foarte elaborat încât să doresc să-l țin ascuns. A, da, pe lângă creveți și neon mai am, cred că, vreo 5-6 ancistruș care mă ajută să țin algele la distanță. Cam toate acvariile au fie otocincruș, fie ancistruș. Inclusiv cubul de 20 de cm are și un ancistrus. De obicei îi pun când sunt foarte mici și implicit foarte harnici. Râșnița cu care îi hrănesc. Acvariul cu ramirezi. Inițial a fost 8 ramirezi, dar din păcate mi-au mai murit dintre ei. Așa că am mai pus și 3 tetra din ăștia, seamănă cu tetra glow, dar sunt tetra inițial, care nu erau colorați, nu erau, nu știu cum, însă ăștia injectați sau selectați genetic de să așa colorați. În fine. Acum le dăm niște hrană din asta uscată, dar aici de obicei mai dau artemia congelată pentru că am ramirez și trebuie să le dau mâncare congelată. Oricum, din păcate, nu am reușit să am mare succes cu acest bazin și mi-au cam murit dintre ei. Urmează și pe canalul internațional un video despre cum am reușit să curăț algele în acest bazin. Inițial a fost mult mai minimalist, cu plante mai dificile, mai șmechere, dar le-am pierdut din cauza algelor. A trebuit să le înlocuiesc cu plantele astea mai ușoare și acum, după cum vedeți, acoperă mult din hardscape. A fost o invazie de alge din 10 acvarii, singur acvariu cu alge multe. Așa că urmează un video despre lupta cu algele, dar nu știu pe când, că e foarte greu. Am material video pregătit cam pentru încă vreo 20-30 de videouri, dar nu am timp să editez. Ca să editez un video pe canalul românesc durează
2-3 zile, iar pe cel internațional cam o săptămână, că acolo am calitate ceva mai bună, să zic așa, la videouri. Plus că, evident, să faci voice-over în engleză e un pic mai... Ivagumi de 45 de centimetri, 36 de litri, cu vreo 12 neon din ăștia verzi, Simulans. În schimb am tot așa vreo 10-15 creveți. Inițial au fost ceva mai mulți, dar nu prea merg aici pentru că am senzația că soilul încă nu este suficient de ciclat și mai eliberează amoniac. Și am o armată de vreo 7-8 totocincluși, așa că nu pot să pun mai multe viețuitoare aici. E suficient pentru 36 de litri. Neonii aceștia Simulans mai mari de atâta nu se fac. Asta este un avantaj, sunt cam cu un centimetru mai mici decât neonii clasici. Așa că dacă aș fi avut doar neon, puteam să pun, să zicem, vreo 18. Însă, având în vedere că am și otocincluș, nu am pus așa mult. Din coace, de exemplu, am pus ăsta așa ca să nu vedeți acest acvariu, că ăsta e un acvariu foarte, foarte reușit. O să vedeți la momentul potrivit când fac video cu construcția lui. Cred că e cel mai bun bazin pe care îl am. Aici am mai puțin otocincluș, doar vreo 3. Am vreo 10 creveți din ăștia Bloody Mary, cam cei mai frumoși pe care i-am mai găsit. Și în schimb am 15 razbora cu botai. Deci am ceva mai mulți pești. Tot așa am respectat regula de 1 cm de pește la 1 litru de apă. Acvariul de pe birou este un acvariu din acela Diversa. E un bazin doar cu blixă, un fel de Iwagumi, să zic așa, dar nu chiar Iwagumi. Ăsta cred că ar merge și fără dioxid de carbon lejer. De fapt este fără dioxid de carbon și totul e ok. Aici am doar niște creveți galbeni și niște melci Ramshorn. Cam așa probabil că va și rămâne. Nu intenționez să pun pești în el. Mergem în locul cel mai dificil. Sus de tot pe rastel, undeva la 1,80 m are. Să vedem dacă mă ajunge trepiedul până acolo. Doar cu scara pot schimba aici sus apa. Motiv pentru care la început am făcut schimburi dese de apă, însă acum doar completez apa evaporată. La beta am făcut un schimb de apă acum 2 luni de zile și am aspirat, să zicem, am scos vreo 5 litri de apă, cam jumătate din volumul net al bazinului și a ieșit foarte, foarte multă mizerie care stătea pe substrat. Este un bazin fără adiție de dioxid de carbon. Vedeți că merge foarte bine. Plantele astea emerse îmi curăță foarte bine apa. Însă i-am pus și un filtru cascadă care este cumva în spatele hardscape-ului. O să vă las linkul cu video cu amenajarea acestui acvariu. Îl am pe canalul internațional. E foarte, foarte interesant hardscape-ul pentru că practic este pe sticlă. E construit pe sticla acvariului. Nu e în apă, ci pe margine, pe muchia acvariului. Iar astfel tot debitul de apă pe care îl scoate filtrul este blocat de hardscape, nu ajunge la pește, nu îl deranjează. Oricum eu nu sunt ca și guru ăia care spun, n-ai voie să ai filtrul la beta pentru că îl deranjează curenții de apă. Eu consider că este ok și cu puțină mișcare a apei. Când am cumpărat acest beta era pe moarte, acum este mult mai bine și l-am deja de 6 luni de zile, deci eu zic că fac o treabă bună cu el. Asta e un acvariu în care am pus pui de pești gupi, mici, mici, mici de tot, dar puii între timp au devenit părinți, s-au înmulțit, au la rândul lor pui, sunt și creveți, sunt și melci în acvariu. E un bol de 12 litri fără adiție de dioxid de carbon. Pinatifida a ieșit afară din acvariu, vedeți că ea crește emers, seamănă cu o roșie când e afară din acvariu. Și mai am loc pentru al treilea acvariu, va veni aici și astfel îi complet acest rastel. Mai trebuie să mai dau din peștii beta de aici, că începe să fie suprapopulat. Aici cred că nu am schimbat apa de vreo 4 luni de zile. Evident, nici nu fertilizez în niciunul dintre aceste acvarii, dar se mențin foarte bine. Am și plante. La cele două bazine de 45 de centimetri am două filtre Eden 511.
O să vă las la sfârșit și aceste filtre să vedeți dacă vi se potrivesc și vouă. Eu sunt foarte mulțumit de filtrarea pe care o fac în aceste acvarii de 45 de centimetri, 36 de litri. Aș fi putut să pun niște lily pipe ca să fie mai frumoasă tubulatura, dar aici e ascunsă după piatră, mulțumit să zic așa. Ce am uitat să spun, acest gazon a mers inițial foarte bine, acum nu mai arată așa de bine, s-a acumulat mizerie, nu l-am tus la timp. O să-l smulg pe tot afară, la fel și Eleocaris de pe spate, probabil că o să o smulg afară. Și o să plantez niște Monte Carlo pentru că e mai ușor și să sperăm că va crește mai bine. HC Cuba necesită o temperatură ceva mai redusă și eu deja am 27-28 de grade în acvarii. Evident, fără să încălzesc, dar e cald în cameră. Pe măsură ce mă amintesc câte ceva, mai completez ca și voice-over. De aceea diferența de tonalitate la voce, să nu cumva să vă speriați. Iar pe pietre am niște alge, voi prinde neonii și creveții, voi scoate apa până la acest nivel și o să pun carbo pe roci. O să le dau bine cu carbo, după care pun aceeași apă înapoi, apă fără clor, să zic așa. Acvariul de 60 are un filtru oază, Biomaster 600, deci acvariul de 60 de centimetri, iar cubul acesta de 35 de centimetri are 42 de litri și are un filtru din ăsta hang on the back. I-am pus tot așa un burete pe prefiltru, pe sorb, îl vedeți acolo. Iar în interiorul filtrului este doar material filtrant biologic. O să vă las link-ul și cu acest tip de filtru la sfârșit. Cam asta e camera băiatului, camera lui Paul. Mai am voie să o folosesc până în septembrie aproximativ, la următorul restart. Toate aceste bazine trebuie să le mut în sufragerie, deci va fi o nebunie. Ca să ajung sus, folosesc cara. Mergem acum să vă prezint și casa. Vă face soția cu mâna, s-a ascuns repede, e timidă în fața camerei. Ăsta e acvariu fermă. Stinge puțin televizorul. De aici vă voi da premiu dacă alegeți gupii negri, dacă veți alege gupii albaștri din bazinele lui tata. Aici cresc plante, creveți și gupii în principiu. De asta îi spun acvariu fermă, nu are un decor anume, e așa super haotic, pur și simplu. Un acvariu, să zic așa, relativ neglijat. O fost pe standul de dincolo, dar l-am mutat aici. Următorul proiect, am dat spoiler și la ce conține pachetul de giveaway. V-am dat spoiler și la următorul proiect. O grămadă de spoilere. Un bazin de 60x35x35 va fi destul de simplu, doar două bucăți de lemne și acele roci pe care le vedeți, nu o să fie ceva foarte complicat. Nature style. Și acvarul de 90 de centimetri, singurul care e un pic mai mărișor, să zic așa, aproape 200 de litri, 90x50x44 de centimetri, undeva la 198 de litri. Am aici un separator cu niște gupi pe care trebuie să-i trimit mâine pentru un client, niște gupi albaștri, de aceea nu sunt dincolo. Voi mai rări din acești pești, că probabil vi se pare suprapopulat acest acvariu, dacă tot am povestit de reguli și vi-am zis cam câți pești ar trebui să fie, este puțin suprapopulat, dar 15 vor pleca mâine împreună cu 15 albaștri, așa că se mai golește. Ăștia sunt peștii pe care i-am avut în riparium. Vreo 10 flame tetra, văd că acum stau ascunși, nu prea stau în cârd. Urmează să desfințez acest acvariu și să fac un hardscape nou, dar deocamdată stau toate lucrurile haotic acolo. Lasă-mă în pace. Și mai ies câțiva neon din ăștia diamond pe care i-am moștenit de la Vasile. Din păcate, lui s-a dezlipit acvariul și a trebuit să îl oprească pentru o perioadă de timp până când o să aibă timp să-l relipească. El se și mută, deci momentan nu se va ocupa de acvaristic o perioadă. Mai are ceva acvarii micuțe. Dar plantele
Și viețuitoarele mi le-a dat mie. Peștii Flame Tetra vor merge în acvariu acela. Iar peștii aceștia Neon Diamond vor fi al treilea pachet la giveaway-ul de azi. Salut! Zi salut, Cezar! Ce mănânci acolo? Un pișcot? Bun, continuăm cu regulamentul giveaway-ului. Am uitat să vă zic în video că mi-a mai adus tata o armantă de gupi negri ca să-și mai elibereze încă un acvariu pentru gupii lui albaștri. Avea vreo două acvarii mari de gupi albaștri, acum are vreo 3. Și m-am pricopsit eu și cu ăștia negri. Deci avem de unde să dăm premii. Îmi cer scuze dacă acest video a fost un pic haotic. Cezar pe acolo cu gălăgie, cu deranj, dar timpul e scurt și aș vrea să lansez acest video ca să aveți măcar o săptămână de înscriere la giveaway. Din cauza asta l-am filmat așa pe fugă, să zic. Acum că v-am dat câteva indicii despre ce premii este vorba, să vă zic concret. Acest giveaway va consta în două pachete de pești gupi la alegere. Puteți să optați pentru 25 de pești Black Moscow juvenil sau 25 de Blue Moscow juvenil. Fiecare câștigător își va alege ce tip dorește de pești. O să vă las probabil și video în care prezint peștii Blue Moscow ca să vedeți cam cum arată aproximativ, că pe cei negri ați văzut în filmare acum. De obicei cam așa dau pachete de 25 de juvenil la 100 de lei sau 15 adulți la 100 de lei, dar momentan nu prea mai am adulți. Uneori mai am surplus și persoane interesate de a cumpăra pești gupi de la mine. Dacă nu aveți norocul să fiți printre câștigători și voi, puteți să optați pentru varianta aceasta. Iar al treilea pachet sunt acei neon, nu știu, vreo 12-14 neoni de tip diamond, deci nu sunt neon clasic, sunt neon care capul cumva îi albastru, acela interesant. Săracii au trecut prin multe, cu dezlipirea acvariului Vasilea, mi-a dat mie, am pus aici provizoriu un acvariu de 90 de centimetri, urmează să călătorească la unul dintre voi. Cine și cum se poate înscrie? Un pachet de gupi este alocat pentru toți abonații acestui canal, un pachet este pentru abonații care sunt și membri ai acestui canal, deci tot așa voi aloca numere și cu A și cu M, iar pachetul de neon este comun, se pot înscrie atât abonați cât și membrii la acel pachet și o să vedem ce hotărăște randomul, la cine va ajunge. Ca să vă înscrieți, trebuie să fiți abonați, trebuie să-mi dați un like la acest video și un mesaj cu textul gupi albaștri, gupi negri sau neoni. Nu are importanță, puteți să vă înscrieți atât pentru gupi cât și pentru neoni. Voi acorda numere separat. Numerele care au A la sfârșit vin de la abonați și sunt pentru pachetul de gupi. Numerele care au M la sfârșit sunt pentru membri. Și tot așa pentru pachetul de gupi pentru membri, iar numele cu N la sfârșit sunt atât pentru abonați cât și pentru membri, dar voi face un alt random pentru neoni. Succes tuturor, vă aștept în număr cât mai mare, nu este cine știe ce premiu, dar dacă tot s-a făcut cald putem să trimitem și pești. Urmează și un alt giveaway într-o săptămână sau două, rămâneți aproape. Și nu uitați să vedeți unul dintre aceste 4 videouri pe data viitoare.